Decide ce este cu adevărat esențial pentru tine pe termen lung și aliniază-ți toate obiectivele și activitățile la steaua asta polară și limitează-te la ce este esențial. Pentru că astfel poți să faci ceea ce recomand eu tuturor, să dai valoare mare timpului tău. Te salut și îți spun bine ai venit la un nou episod al Human Centric, un podcast cu și despre oameni în afaceri. Numele meu este Bogdan Băbălău Maghiar și iată că de 5 sezoane sunt gazda ta în acest podcast. Obiectivul meu este să aduc înaintea ta oameni valoroși cu informații de calitate care să te ajute pe tine în dezvoltarea ta personală și profesională. Acesta este și cazul episodului de astăzi, când l-am invitat alături de mine pentru o discuție pe Remus Bălan. Remus este expert în time management și după ce a petrecut o bună bucată de vreme în diferite corporații sau în zona antreprenorială, a hotărât să își dedice viața și activitatea ajutându-i pe oameni să fie mai eficienți, să își coordoneze mai bine activitățile și timpul lor, astfel încât să facă mai mult și mai bine din ceea ce le place. Am vorbit cu Remus despre productivitate, despre tehnici de time management, despre cum putem să fim mai eficienți în activitatea noastră și în modul în care ne organizăm timpul, dar evident că am atins și subiectul obiectivelor și de ce marea masă a oamenilor renunță la a munci la obiectivele lor, chiar dacă sunt în prima parte a anului, când se presupune că ar trebui să fie plin de energie pentru a-și duce la îndeplinire obiectivele. Hai să nu mai lungim cu vorba și să mergem la discuția mea cu Remus. Te salut, Remus, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația mea să fim împreună în acest episod și să avem o discuție despre unul din subiectele care pe tine te pasionează și care mie îmi dă bătăi de cap, trebuie să recunosc, partea de time management. Cum ești? Salut, salut, mulțumesc foarte mult, Bogdan, pentru invitație, mă bucur că suntem astăzi împreună și vă salut pe toți cei care ne urmăriți. Sunt foarte bine, cum îmi place mie să spun, din ce în ce mai bine, pentru că asta înseamnă că a fost bine și va fi și mai bine. În ciuda ceea ce se întâmplă în jurul nostru, eu zic că resursele pe care le avem ne permit să mergem înainte, să creștem. Și sper că și tu ești ok. Foarte, foarte ok și să știi că mai am un motiv pentru care am vrut să te am alături de mine, e partea de setare de obiective. Știm cu toții că în partea de început a anului ne facem planuri, care mai de care mai îndrăznețe, mai mari, mai frumoase și cum trece un pic timpul, o lăsăm mai moale, parcă ni se sting bateriile și lucrurile nu merg la fel de bine, așa că cred că o să discutăm și despre asta, că e o parte interesantă. Da, cu mare plăcere și pe mine mă pasionează subiectul foarte tare, pentru că așa cum începem, cam așa continuăm. Da, când spun cum începem, nu mă refer chiar la secunda zero, ci după aceea, când intrăm un pic în pâine. Și eu știi că am scris o carte și acolo am un capitol care se numește Deziluziile de anul nou. Pornim fix de la ideea aceasta că rezoluțiile de anul nou de fapt sunt niște deziluzii. Ne promitem mai mult decât putem duce, că suntem euforici. Iar anul începe și vine viața peste noi. Ne deviază total de la promisiunile noastre. Știi că e o zi, 17 ianuarie, care e declarată ziua în care ne abandonăm rezoluțiile. Zi internațională. Deci wow. Ce atent de s-a ajuns cu treaba asta. Okay. Și sunt statistici care arată că aproximativ 80% dintre rezoluțiile de anul nou nu trec bariera lunii februarie. Deci suntem foarte la limită. Okay. E un subiect incitant. Mie îmi place tare mult. Da, am trecut și de Blue Monday, care e cea mai depresivă zi din an și uite așa le... Anul ăsta au coincis, că a fost 17 da. Ianuarie și Blue Monday și ziua internațională a abandonării rezoluțiilor. A fost o zi strong. Da. Dar bine că am supraviețuit și uite că avem discuția asta ca să mergem mai departe cu turație maximă. Dar înainte să începem, să intrăm așa în pâine, în subiect...
Aș vrea să-ți adresez întrebarea pe care o adresez fiecărui invitat, pentru că podcastul meu e cumva centrat pe oameni. Da. Și aș vrea să știu cine e omul Remus Bălan. O întrebare foarte bună. Eu sunt un explorator de felul meu și încă mă caut. M-am găsit parția și încă mă caut. De ce spun asta? Pentru că sunt o persoană care îi place să crească, să se dezvolte și caut continuu. E, de fapt, și una dintre valorile mele personale. Și pentru că tot ai întrebat de cine este omul, eu cred că ceea ce ne definește în primul rând sunt valorile pe care noi le-am dezvoltat. Și poate ar fi bine să încep cu treaba asta, faptul că valorile mele sunt în primul și în primul rând creșterea și caut să mă dezvolt tot timpul, să fiu azi mai bun decât ieri, mâine mai bun decât astăzi. O a doua valoare esențială pentru mine, centrală, este excelența, adică să dau maximum din ce am eu acum. Mediocritatea consider că nu este bună, nu ne ajută la nimic. Conceptul ăsta care se tot circulă pe la noi cu lasă-mă că merge și așa, este opusul excelenței, ca să fiu mai explicit. Deci caut să dau tot ce este mai bun din mine în momentul de față. Mi-asum responsabilitatea pentru ceea ce fac. Țin foarte mult la a face lucruri pentru oameni, contribuție este o altă valoare de-a mea și, evident, integritatea, care este centrală, valoarea centrală. Da, pornind de aici, cred că putem să facem un portret robot al meu. Pe lângă lucrurile astea legate de valori, ce pot să-ți mai zic este vârsta mea, 54 de ani și jumătate. M-am născut și am crescut în Constanța, dar de 4 ani aproape m-am mutat în București. Am un băiat de 22 de ani, sunt într-o relație foarte faină cu o prietena mea. Ca pasiuni îmi place să desenez, chiar pe vremuri, puțină lume știe, am vrut să mă fac regizor de desene animate când eram mic, doar că în România erau foarte puține oportunități, visam să ajung la Disney. Visez și acum, dar nu știu dacă mai este unul dintre lucrurile principale din viața mea. Și îmi place extraordinar de mult să fiu printre oameni. E și pasiune și trăirea mea. Mă hrănesc cu energia pe care o schimb cu oamenii. Așa, îmi place să merg cu bicicleta, îmi place să merg pe jos, nu îmi place să alerg. Am făcut rugby de performanță când eram mic și acum țin cu Liverpool, o echipă de fotbal. Da. Ce să-ți mai zic despre mine? Am vrut să fac, după ce mi-a trecut cu desene animate, am vrut să mă fac medic și mi-a spus mie cineva, zice, băi, nu te face medic, că o să înveți toată viața după ce termin facultatea. Și am fugit de chestia asta, am ajuns în lumea asta corporatistă, după care în domeniul de training, consultanță și ghiși ce? Învăț tot timpul și a început să-mi placă foarte mult. Îmi place umorul, îmi place muzica, îmi plac călătoriile, cam ăsta sunt eu. Excelent. Ne-ai făcut așa un profil complex ca să te cunoaștem mai bine și da, să înțelegem perspectivele din care vorbim. Ne-ai dat un pic și din partea profesională, dar poate ne duci un pic mai în detaliu să ne spui care e evoluția ta, cum ai ajuns să faci ceea ce faci tu acum. Eu am început ce fac acum, cu foarte, foarte mulți ani în urmă, fără să-mi dau seama, de fapt. Am făcut antreprenoriat de mic și chiar în facultate, sunt inginer auto, am terminat la Brașov, dar în facultate, ca să mă întrețin, am dezvoltat o rețea de distribuție. La vremea respectivă nu exista așa ceva, acum e o chestiune banală, dar la vremea aceea nu exista. Era pe vremea lui Ceaușescu, eu aduceam marfă din Constanța, o vindeam în Brașov. Țigări, cafea, blugi și pentru că am văzut că e mult mai lucrativ dacă mă duc eu către potențialii clienți, am început să umblu cu geanta prin cămine, după care m-am plictisit să fac eu treaba asta și mi-am făcut o rețea de distribuție, adică am luat colegi care le-am împărțit teritoriile și plăteam în marfă, comision în marfă, după care am terminat facultatea și m-am angajat inginer, am stat un an și jumătate într-un service auto, dar acolo am
prins gustul de vânzări din nou, pentru că am vândut mai mult am vândut mașini decât am reparat mașini. Și după un an jumate am intrat în lumea corporatistă. La vremea respectivă Coca-Cola era compania care atrăgea cel mai mult și uite așa a început cariera mea în dedicat vânzărilor. După care am lucrat 20 de ani în 4 corporații multinaționale și 2 românești. Am pornit de jos de la merchandiser și am ajuns să conduc echipe la nivel național și puțin internațional, că mai aveam niște filiale pe lângă România. Iar din 2012 am ieșit din lumea corporatistă, am început cariera antreprenorială 100%, deși am mai avut eu câteva încercări pe vremea când eram angajat. Cred că sunt 4 companii am început, 3 le-am falimentat, că mi-a zis mie cineva, un bătrân, și mă băiete, și că tu nu o să ajungi antreprenor cu adevărat până nu falimentezi cel puțin o firmă. Ideea e să fie firma mea, nu altă. Am reușit, am falimentat 3 firme, una încă există și astăzi, dar nu mai sunt implicat în ea. Și după ce am terminat în 2012 cu lumea corporatistă, am început antreprenoriatul. Am avut 2 companii pe care le-am închis. De fapt, una am închis-o, una am vândut-o, în telefonie mobilă și un service auto. Și a rămas cu cea de acum, care îmbină, de fapt, antreprenoriatul cu ceea ce îmi place mie foarte mult, și anume să ajut oamenii. Iar domeniile pe care le acopăr sunt productivitatea și time management-ul, vânzări și persoasiune, leadership și antreprenoriat. Oricum, antreprenoriatul cumva a fost prezent în viața mea tot timpul, dar cum am branduit eu este pe partea de time management și productivitate, pentru că ăsta este subiectul care mi-e cel mai drag. Asta o să abordăm și astăzi, așa că, uite, chiar sunt curios. Din toată paleta pe care ai fi putut să o alegi, pentru că experiența ta e vastă, de ce ai ales partea asta de time management? Ok, zici că ți-e dragă, dar trebuie să existe o motivație. De ce? Categoric, da. Pentru că eu cred că toți avem nevoie, indiferent ce domeniu de activitate avem, indiferent ce area vieții abordăm, avem nevoie să fim productivi ca să avem succes. Sub o formă sau alta. Asta e un aspect. Al doilea aspect este că timp avem cu toții. Ăla pe care îl avem și toți avem în mod egal, important e ce facem cu el. Și aici am văzut eu că există foarte multă durere și bineînțeles că motivul pentru care eu m-am apucat de să studiez subiect este dintr-o frustrare personală, pentru că eu însumi nu aveam suficient timp să fac ceea ce îmi doream să fac. Am o poveste personală foarte puternică pentru mine, sper să vă inspire și pe cei care ne urmăresc. Lucrând în corporații, am intrat foarte mult în modelul ăsta de a lucra mult peste program și ajunsesem să plec acasă de la birou undeva în 9:30, 10 jumate. Și chiar eram întâmplarea asta pe care vreau să o povestesc acum, era într-o toamnă pe la 10 și jumătate, seara. Și eram singur la birou, singura lumină aprinsă era doar lumina laptopului meu. Mi s-au împăienșinit ochii de la tasta cu ochii în calculator și când, după ce mi-am frecat și am deschis, mi-a căzut ochii pe imaginea, pe poza fiului meu, care era fix lângă calculator. Avea un an atunci și m-am întrebat, zic, Doamne, ce fac eu la ora asta aici? Copilul meu acasă crește fără mine, deja a trecut un an. Mă vedeam cu el, practic, duminica un pic, pentru că, de ce zic un pic? Pentru că trebuia să dorm, știi, să mă pregătesc de o nouă săptămână nebună în asta și atunci am zis, nu mai. Atunci am zis, așa ceva nu poate să continue, pentru că nu asta vreau să fie viața mea. E nevoie să fac ceva ca să plec la muncă, de la muncă undeva în jur de 6-6 jumate și am reușit. Mi-a luat ceva timp, am reușit și atunci am accelerat studiul ăsta și aplicarea tehnicilor de productivitate și time management. Unele mi-au ieșit, unele nu, pe altele le-am învățat de atunci încoace și bucuria mea foarte mare este că pe lângă faptul că am aplicat la mine, am reușit cumva să-i ajut și pe alții la vremea respectivă, iar din 2012 încoace cam asta este activitatea mea principală și am peste 4.000 de oameni cu care am lucrat și mă bucură foarte, foarte, foarte mult când văd că și ei reușesc și îmi dau testimonial, îmi spun că uite, am aplicat, funcționează, viața mea e mai bună, lucruri de genul ăsta. Știu. Asta mă încarcă, mă face să continuu cu ceea ce am început. Excelent. Îți mulțumim și că ai împărtășit povestea asta cu noi și
Cred că sunt mulți care rezonăm cu anumite bucăți din ea, așa că sunt ferm convins că și ceea ce vom discuta pe mai departe va face niște clicuri în mintea noastră. Remus, sunt curios ce înseamnă pentru tine eficiență și productivitate. Super întrebare! Am să încep cu eficiența și de ce spun treaba asta? Pentru că în time management și productivitate e o mare confuzie. Se creează o mare confuzie între eficiență și eficacitate. Eu o înțeleg, pentru că în dicționarul limbii române eficiența și eficacitatea sunt sinonime. Însă în limba engleză și în lumea occidentală, de acolo de unde vin toate învățăturile astea pe care noi le aplicăm, eficacitatea și eficiența înseamnă două lucruri diferite. Eficacitate, o să spun foarte pe scurt așa, eficacitatea înseamnă să faci ceea ce trebuie să faci ca să se atingi obiectivele, iar eficiența înseamnă să faci lucrurile cu un consum optim de resurse. În time management și în productivitate, lucrurile nu încep cu eficacitatea, în ciuda aparențelor, ci lucrurile încep cu eficacitate, să faci întâi ceea ce e de făcut. Pentru că noi ne ambalăm și începem să facem o mulțime de lucruri care nu ne duc neapărat către rezultatul pe care ni-l dorim, ba din contră, și de aia și ajungem de fapt în burnout. Pentru că nu prea avem timpul necesar să le facem pe toate, dar avem suficient timp să facem ceea ce este esențial, important în viața noastră. Și asta înseamnă eficacitate. Eficiență înseamnă să fac lucrurile astea accesând în mod optim resursele pe care le am la dispoziție sau pe care pot să mi le obțin. Acum, productivitatea vine cumva să-mi bine să folosească aceste două elemente. Din punctul meu, productivitate înseamnă, e un raport, că de fapt așa și este definit, un raport între rezultat și resursele pe care le folosesc. Cu cât rezultatul e mai mare și resursele sunt optimizate, cu atât productivitatea este mai mare. Și mai este un unghi din care privesc productivitatea, și anume cantitatea de atenție pe care o ofer, înmulțit cu timpul cât pot să-mi țin atenția concentrată pe sarcina respectivă pe care o fac. Și toate astea sunt o funcție de mediu în care îmi desfășor activitatea, pentru că probabil că o să discutăm pe parcursul zilei un pic și despre mediu. Mediu este extraordinar de important în ecuația aceasta a productivității și a eficienței, pentru că trăim în diverse medii care ori ne ajută, ori ne împiedică să obținem ceea ce ne dorim. Informațiile vin către noi într-o cantitate covârșitoare pe diverse căi și știm foarte bine cum vin notificări din stânga, din dreapta, sună telefonul, intră oameni peste noi și ne deranjează fix când lucrăm, lucruri de genul ăsta. De aia spun că mediul este extraordinar de important. Înainte să abordăm partea asta de mediu, când te aud vorbind, așa, dacă aș face un pic, aș ieși din persoana mea, aș zice, băi, Remus vorbește despre un mic roboțel, da, care e optimizat la maxim. Cum vezi tu partea asta de a fi un mini robot care face lucrurile programat? Și partea umană în care, ok, avem anumite nevoi, suntem, ai zice, puțin și noi ne și mândrim cu faptul că suntem așa sangvini, știi, latini, ne place să improvizăm. Cum vezi tu partea asta? Adică sunt ferm convins că nu promovezi ideea de robot, nu, dar sunt foarte curios cum vezi tu mixul dintre cele două. Prima mea obiecție când am auzit despre tehnici a fost fix asta, că nu vreau să mă transform într-un robot care să aibă totul programat. Și am zis, hai să încerc. Ce am descoperit, Bogdan, este faptul că fix lucrurile astea, faptul că îmi programez timpul, activitățile de fapt, timpul nu poate fi gestionat în sine, dar pentru că îmi gestionez activitățile într-un mod organizat, fix asta îmi dă libertate. Pentru că, în primul rând, eu aleg ce pun în calendarul meu, să fac la ce oră și cât durează, eu aleg când fac și ce să nu fac, iar asta înseamnă libertate. În plus de asta, în momentul în care am lucrurile așezate și menționez așa, eu n-am așezat tot la secundă, nu am toată ziua programată cap-coadă, adică chiar nu sunt roboțel, am libertatea de a pune lucrurile pe care eu mi le doresc sau
care apare în viața mea între calupurile astea de timp pe care eu le-am programate în calendar în ziua respectivă, în săptămână, lună, an și așa mai departe. Și din nou spun, cu cât ne controlăm mai bine activitățile, calendarul, agendele, cu atât căpătăm mai multă libertate. Nu mai știi, și știi de ce? Pentru că sentimentul pe care îl avem este sentimentul de control. Ce ne lipsește nouă când vorbim despre o proastă gestionare a timpului este, de fapt, lipsa controlului asupra timpului, asupra activităților noastre, deciziilor noastre, alegerilor, asupra vieții în general. Iar partea asta de organizare, fix asta ne oferă. Control, respectiv libertatea de a alege ceea ce facem și ceea ce să nu facem. Și dacă tot ziceai de mediu, de context, care crezi tu că e mediu? Sau cum ar trebui să ne construim mediul potrivit astfel încât să fim cât mai productivi și să dăm maxim în timpul pe care îl avem? Păi, în primul rând, hai să vedem ce înseamnă mediu. Ce înțeleg eu prin mediu? Okay. Înseamnă locul în care îmi desfășor activitatea. Și aici poate să fie de la masa de lucru, la cameră, clădire, oraș, țară, condiții socio-economico-politice și așa mai departe. Înseamnă obiectele care mă înconjoară, înseamnă instrumentele, aplicațiile pe care le folosesc și, nu în ultimul rând, oamenii care sunt în jurul meu sau care mă pot ajuta sau împiedica. Toate lucrurile astea, bineînțeles că din punctul ăsta de vedere pe care le stăm noi acum, se împart în două. Mă ajută sau nu mă ajută. Și ce recomand eu tuturor celor cu care lucrez este să se uite atunci când au un special activități de astea esențiale de făcut, care este mediul în care ei își desfășoară activitatea în mod curent și ce schimbări ar trebui să facă la cele patru elemente pe care le-am menționat pentru a-și crește productivitatea. Cel mai important lucru este să, atunci când ai o chestiune extraordinar de importantă, să te focalizezi pe ea, pe nimic altceva. Și asta înseamnă să-ți creezi un mediu în care distragerile nu există. Închid telefonul. Uite, exemplu nostru. Suntem concentrați pe ce facem aici. Nu știu cum e la tine, dar eu nici măcar nu mai știu unde am pus telefonul. Evident că e dat pe silent. Am vorbit, filmez de acasă. Acum am vorbit cu Laura, ea este în altă cameră și am convenit că până terminăm nu ne vedem. Am închis tot ce înseamnă taburi, notificări. De ce? Ca să stau concentrat pe ceea ce facem noi doi aici. Singurul lucru care ne poate deranja o fi probabil dacă se apucă vecinul să dea cu bărmașina. E mai greu de controlat lucrul ăsta, dar se poate și asta. Ce vreau să subliniez este faptul că este în mâna noastră să gestionăm mediul. Și mediul poate fi gestionat mult mai ușor decât motivația. Motivația avem, dacă ne întrerupe ceva cineva, ne dispare motivația pe moment și s-ar putea, din cauza sau datorită dopaminei, ușor să ne devieze de la ceea ce făceam. Știu. Și cam asta este ceea ce cred eu pe scurt legat despre mediu, să facem în așa fel încât mediul să lucreze pentru noi și nu împotriva noastră. Remus, bănuiesc că știi că sunt unele persoane care spun că nu există time management, ci există energy management, că de fapt avem același timp și că nu-l putem gestiona altfel și ceea ce trebuie să gestionăm e energia noastră și focusul nostru. Cum vezi tu lucrurile în direcția asta? În primul rând sunt de acord că timpul nu poate fi gestionat. Cred că cea mai mare minciună care apare în gestionarea timpului, în time management, păstrez denumirea asta pentru că este o denumire cunoscută, dar în realitate timpul nu poate fi gestionat și probabil că de aici apar multe frustrări, pentru că gestionarea timpului este gestionarea ceva ce e în afara mea. Nu mi-asum eu responsabilitatea. Dar timpul în sine nu poate fi gestionat pentru că el se scurge implacabil. Un minut are 60 de secunde și atât, nici mai multe, nici mai puține. Percepția noastră asupra timpului diferă, e adevărat, în funcție de mulți factori, nu intru acum în detalii. Însă nu sunt de acord că este doar energy management, pentru că noi gestionăm mai multe lucruri decât doar energia noastră. Eu am spus așa un DAE, dobândă anuală efectivă, știi cum e la bancă, doar că la bancă dai toată dobânda aia, dacă gestionezi ca lumea bine timpul, să spunem, dobânda asta vine către tine. Și acum ce înseamnă DAE? Decizii sau direcția în care vrei să-ți miște viața ta. Care sunt obiectivele pe termen foarte lung, care sunt obiectivele pe termen lung, mediu scurt și foarte scurt.
tot ce ține de partea asta, de deciziile pe care le luăm legate de direcția în care vreau să miște viața mea și toate ce le-am menționat, pornind de la obiectivul pe termen foarte lung până la obiectivele pe termen foarte scurt, adică de astăzi sau din momentul ăsta, ele să fie aliniate. Pe urmă, ce gestionăm sunt de fapt acțiunile noastre, acțiuni care ne duc către atingerea acestor obiective aliniate toate. Și, de asemenea, gestionăm energia noastră. În energie eu am inclus relațiile și mediul. Pentru că e o corelație acolo. Ne răpesc sau ne dau energie și oamenii și mediul. Plus, cum ne gestionăm noi, corpul nostru, și când spun corp, organismul în întregime, și fizic, și emoțional, și mental, și spiritual. De asta cred că sunt mai mulți factori pe care noi gestionăm, nu numai energia. Excelent. Îți împărtășesc modul în care vezi lucrurile și mie mi se pare că... Și țin minte și acum prezentarea ta de la Iași, când vorbeai de acea autoevaluare pentru a ști când să dăm maxim în fiecare zi și mi-a plăcut foarte mult cum ai integrat acea tehnică, care de fapt acolo vorbim de managementul energiei în tot ceea ce înseamnă partea de productivitate. Da, vorbe de graficul de energie. Graficul de energie, da. Poate spunem două vorbe ca să... Acum vreau să fac trecerea înspre tehnici, pentru că mi se pare că deja ne-am încălzit și atunci, uite, poate începem chiar cu partea asta. Am să fac așa un mic ocol, pornind de la o carte pe care a scris-o Brian Tracy și care se numește Eat That Frog, mănâncă broasca, tradusă în limba română cu începe cu ce nu-ți place. Mă rog, nefericit titlul, dar nu contează. Acum, Brian Tracy a construit tehnica asta în mod empiric. Așa i s-a părut lui că e fain, pornind de la o zicere șugubață a lui Mark Twain, care spune așa: dacă dimineața la prima oră mănânci o broască râioasă, tot ce se întâmplă pe parcursul zilei este foarte fain. Și foarte multă lume a încercat să urmărească această tehnică a lui Brian Tracy. Pentru foarte, foarte puțin a funcționat și unora li s-a părut că funcționează, pentru că am discutat cu câțiva dintre ei și de fapt nu era chiar așa, mai făceau și alte lucruri înainte. Eu ce am făcut? Am scris o carte care se numește Nu mânca broasca. Pot să fac reclamă, da? Te rog, o să și discutăm despre cum pot să ajungă oamenii în posesie. Nu mânca broasca pentru că eu am simțit că lucrurile astea nu funcționează așa cum le prezintă Brian Tracy. Cartea lui e foarte faină, exceptând tehnica asta pe care a luat-o din burtă așa. Am simțit că nu funcționează și studiile din ultimii ani dovedesc că așa este. De ce am făcut tot preambulul ăsta? Pentru că soluția mea a fost să îmi gestionez în primul și în primul rând modul în care, nu să-mi gestionez, ci întâi să-mi urmăresc, să văd cum evoluează energia mea pe parcursul zilei. De ce treaba asta? Pentru că cu cât e mai importantă sarcina pe care eu o am, respectiv broasca despre care spunea și Brian Tracy, cu atât are nevoie de mai multă energie, mai multă atenție de la mine. Și dacă eu nu sunt la nivelul de energie necesar pentru sarcina respectivă, eu nu o să pot să o execut la maximul așa cum o cere. O să dau mai puțin și atunci rezultatele vor fi sub nivelul așteptat, productivitate redusă. Asta este lanțul. Și am zis, ok, hai să vedem cum evoluează energia pe parcursul zilei, ca eu să-mi pun sarcinile astea foarte importante atunci când am vârf de energie. Și uite, așa a luat naștere în mintea mea și practic ulterior conceptul ăsta de grafic al energiei. Ce am făcut? M-am măsurat timp de 3 săptămâni obișnuite, deci activități obișnuite în săptămâna respectivă, nici înainte de concediu, nici după concediu, nici în perioade de-asta supraaglomerate, ca să văd cum variază în mod obișnuit energia mea. Ce am constatat a fost ulterior, asta se întâmpla cu mult înainte să citesc studiile respective. Ce am constatat este că studiile au confirmat graficul meu sau graficul meu a confirmat studiile respective. Ce am mai constatat este că graficele sunt similare mai la toți oamenii. Diferă nivelul de amplitudine, orele la care se întâmplă lucrurile, mai la stânga, mai la dreapta, pentru că pe vertical am nivelul de energie, pe orizontală orele zilei.
Și ce am constatat e următorul lucru. În primul rând, suntem două tipuri majore de oameni. Daniel Pink și cei care au făcut studiile le numesc ciocârlii și bufnițe. Eu sunt bufniță. Adică, care e comportamentul nostru natural? Cronotipul. Ne culcăm târziu, ne trezim târziu, bufniță. Eu ne culcăm de vreme, ne trezim de vreme. În mod natural, repet. Ciocârlii. Între sunt alte păsări. Ăsta e un aspect. Al doilea aspect. Dan Ariely împreună cu alți cercetători au făcut un studiu și au arătat că cele mai importante, cele mai puternice 2 ore când avem noi vârf de energie sunt primele 2 ore ale dimineții, dar, că asta a fost scoasă din context, la 2 ore după ce ne trezim. Deci avem nevoie de 2 ore să ne încălzim motoarele, cum se spune. Ok, asta sunt medii. Unii pot mai repede, unii puțin mai târziu. La mine se confirmă, am nevoie de aproximativ 2 ore ca să ajung la vârf de energie și apoi urmează cele mai productive 2 ore ale mele. Ghici când, când noi înregistrăm acest podcast. Fix când am vârf de energie. Excelent. Da. După care urmează o ușoară scădere în jurul prânzului și mai am încă 2 vârfuri de energie pe parcursul zilei. Un alt lucru pe care studiile l-au confirmat este, și graficul meu se încadrează aici, este că avem pe parcursul zilei undeva 4-4,5 ore de energie maximă, de nivel 9-10. Și avem două, maximum trei vârfuri de energie pe parcursul zilei. La mine se confirmă toate lucrurile astea și, repet, când am început să aplic și cu cei care lucrez, la fel. Lucrurile sunt foarte similare. Respect, nu identice, dar foarte similare. Și atunci, ce am făcut la Iași când m-am arătat treaba asta? M-am arătat graficul și am zis, puneți broaștele, adică acele sarcini foarte importante pe care le avem pe parcursul zilei, când avem vârfuri de energie. Și înainte, puneți-vă sarcini care sunt importante, dar mai puțin importante de atât. Nu Facebook, scroll pe Facebook sau mai știu eu ce. De ce? Pentru că este un alt lucru dovedit de știință. Avem nevoie de endorfine. Endorfinele ce fac? Ne dau senzația aia, după ce ne-am încheiat o sarcină, senzația de succes, de victorie și cere alt succes. De unde și vorba aia, știi, succesul atrage succes, victoria atrag victorii. E un fenomen biologic, nu e nimic doar filozofic așa, deci este și biologie, și filozofie, și practică aici. De aici a rezultat și altă tehnică, Big Three, cum îi spun eu, top 3 activități pe care, top 3 obiective pe care le-ai îndeplinit astăzi. De unde vin top 3 obiective? Când le pui? În vârfurile de sarcină, de energie, pardon. Deci lucruri de genul ăsta pe care, dacă le respectăm și ținem cont de cum ne variază nouă energia, devenim mult, mult, mult mai productivi. O să mai discutăm și de alte tehnici, dar legat de ce spuneai tu, la asta m-am referit și sper că am fost suficient de explicit pentru că nu avem graficul în față. Știi ce sunt curios, Remus? Cât Sper. de obiectiv suntem în momentul în care ne facem noi autoevaluarea asta? Suntem obiectivi cât de obiectivi putem fi. Este clar că ceea ce facem se bazează pe foarte mult subiectivism. Pentru că ce înseamnă subiectivismul? Înseamnă ce ține de mine. Și privim subiectiv, evident, lucrul ăsta, însă nu există o formulă sau n-am întâlnit-o eu care să ne măsoare energia secundă pe secundă. Poate există aplicații între timp, nu știu, cu ceasuri, cu alte instrumente. Dacă cineva are acces, ar fi super. Dar vezi tu că și toate lucrurile astea sunt relative la cum mă simt eu. Și cine spune cum mă simt eu? Tot eu. Da? Cine decide că acum sunt ok să fac o anumită sarcină? Eu decid. Și dacă privești din punctul ăsta de vedere, ești, bă, ești subiectiv. Da. Dar e subiectivismul meu, știi? Pentru că eu am de făcut anumite lucruri. Până la urmă și obiectivismul, știi, nu vreau să intru în teme polemici de astea filozofice, dar și obiectivismul, eu cred că nu există 100%, pentru că a fi obiectiv înseamnă tot raportarea la niște standarde create pe baza unor chestii din trecut, de care au fost la un moment dat, au avut o formă subiectivă, știi? Că așa li s-a părut unora că e bine să fie standard.
Deci ține de subiectivism, dar până la urmă ține de noi înșine și ceea ce facem, tot pentru noi facem. Și atunci e bine să fie astea în balanță, aliniate. Aș vrea să rămânem tot în zona asta a tehnicilor și să ne mai împărtășești câteva tehnici pe care am putea să le folosim pentru a fi mai eficienți și a ne gestiona mai bine productivitatea. Da, în afară de graficul de energie, cred că mai sunt trei tehnici extrem de importante. Una am numit-o deja, și anume gestionarea mediului. O altă tehnică extraordinar de importantă este time blocking, îmi spune în limba engleză, să-mi blochez timpul pentru anumite sarcini. Un lucru pe care oamenii îl învață când vine vorba de time management, primul de fapt este fă-ți un to-do list. Dar hai să ne uităm un pic ce înseamnă to-do list. To-do list înseamnă o listă de activități pe care noi le trecem acolo pe hârtie, așa cum ne vin nouă, într-o ordine aleatorie. Ce se întâmplă este că se adună foarte, foarte multe activități într-un to-do list. La finalul zilei, statisticile spun că 41% dintre sarcinile pe care noi le trecem acolo nu ajung să fie făcute niciodată și jumătate din cele pe care le facem apar peste zi, nu sunt cele pe care noi le-am programat dimineața. Okay. Deci iese un iureș acolo și ce se întâmplă este că a doua zi adăugăm altele și altele. La finalul săptămânii ne trezim că avem o listă extraordinar de lungă, mai avem de lucru încă 2-3 săptămâni pe lista aia. Asta e un aspect. Alt aspect, deci lungimea, mărimea ei. Alt aspect este faptul că nu are legătură cu timpul ce e acolo. Deci e doar o șiruire de activități. Nu scriem când începe, când se termină. Nu are legătură cu prioritizarea, pentru că ele sunt într-o ordine aleatorie, cum ne-au venit nouă. Și începem să ne alegem prioritățile din ceea ce vedem că e scris acolo. Și soluția este ceea ce ne dorim să facem în ziua respectivă, să punem în calendar. Eu folosesc Google Calendar pentru că este foarte versatil, se poate duce, îl putem accesa de pe mai multe device-uri în același timp, el se sincronizează. Ce se întâmplă este că în momentul în care eu am timpul blocat de la 10 la 11:30, astăzi eu discut cu Bogdan pentru podcastul său. Nimic altceva nu poate să intervină în intervalul ăsta orar. Dacă cineva îmi propune să fac altceva, mă uit în calendar, spun sorry, nu pot, timpul meu este ocupat. Și aici apare libertatea despre care vorbeam mai devreme, este alegerea mea să spun da. Podcastul este alegerea mea să spun nu celorlalți, dar pot să aleg când să mă văd cu ceilalți, să fac altceva ce ar putea să apară în intervalul ăsta. Evit multitasking-ul pentru că nu încalec sarcinile unele peste altele, să mă trezesc că trebuie să fac două chestii sau trei chestii în același timp. Nu mai procrastinez pentru că am în calendar și dacă mi-am pus în calendar înseamnă că aia am de făcut în momentul ăla. Și pot să-mi programez foarte ușor ce, când, cum, astfel încât să nu mai fiu, cum spun englezii, overwhelmed, ajută-mă cu traducerea, copleșit de ceea ce fac. Și în esență evităm burnout-ul la final, știi? Pe urmă, când mă uit la zi și văd că uite, am avut trei chestii importante astea, am mai avut trei chestii de prioritate B, să spunem, le-am făcut pe toate. Cum îmi cheie eu ziua? Băi, foarte tare, ce bun am fost astăzi. Versus, am 20 de chestii și am făcut 6. Și atunci time blocking-ul ăsta ajută foarte mult. Ce aș mai adăuga aici, așa un asterix, este time batching. Adică când lucrez la ceva, să lucrez la sarcini similare. De exemplu, dacă am mai multe de telefoane de dat clienților, să-mi programez un interval de timp în care să dau telefoane clienților. Devin, culmea, din ce în ce mai bun la dat telefoane către clienți. Intru într-un flux care îmi permite mie să fiu mai productiv. Sau alt calup pentru scris e-mail-uri, citit scris e-mail-uri. Sau alte lucruri de genul ăsta. Ideea este să fac o separare între ele și să-mi blochez timpul. Iar elementul de legătură este o altă tehnică, se numește tehnica Pomodoro, o tehnică extraordinară, descoperită de un italian în urmă cu vreo 30-40 de ani, nu mai știu exact. Pomodoro în limba italiană înseamnă tomată roșie și vine de la
un instrument prin care gospodinele își măsurau timpul cât răstea mâncarea pe aragaz sau în cuptor. Era în formă de tomată, un ceas cu două jumătăți, cu arc, însoceai la numărul de minute care, pe care îl fixai și pormea începea să tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic, când ajungea la zero, începea să bipă. Ok. Și Cirilio zicea așa, lucrează 25 de minute concentrat pe sarcină, ia-ți 5 minute pauză. 25 de minute lucru, 5 minute pauză. Și tot așa. La 4 intervale de astea, ia-ți o pauză mai lungă de 20 de minute. Eu am încercat tehnica, scriu și în carte despre asta, și nu numai eu, am văzut și la alții. 25 de minute cu 5, deși este ideal pentru Cirilio, nu este ideal pentru toți. Și tehnica este extraordinară. Ce recomand este adaptează intervalele orare la cum ești tu construit, la starea ta de oboseală, la context în general. Și atunci poate să dea rezultate mult mai bune. Însă, principiul în sine de a lucra monotasking, de a lucra la o singură sarcină sau un singur tip de sarcină, concentrat o perioadă, după care să-ți iei o pauză, este excepțional. Și aici mă leg de pauze, pauza să fie pauză, nu să fac altceva ce mai aveam eu de făcut, pentru că noi avem nevoie să ne reîncărcăm de energie, apropo de ce vorbeam mai devreme. Pauzele reprezintă elementul pe care noi l-am sacrificat în fuga noastră nebună după performanță și productivitate, însă pauza, din punctul meu de vedere, face parte din productivitate. Și când spun pauză, spun pauzele astea mici și dese. Știința din ultimii ani, studiile dovedesc treaba asta, că atunci când ne luăm pauze programate, suntem mult mai productivi decât atunci când luăm pauze pentru că ne simțim obosiți. Că atunci suntem prea obosiți și avem nevoie de o perioadă mai lungă de timp. Mă refer la pauza de prânz, care ar trebui să fie obligatorie. Chiar deja există un curent care spune nu mai este micul dejun cea mai importantă masă a zilei, ci prânzul este cea mai importantă masă a zilei, că face trecerea între energia de vârf de dimineață către energia de vârf de după amiază și atunci ai o scădere pe care e bine să o gestionezi corect. Și plus pauzele de somn. Extraordinar de importante, noi ne-am sacrificat și somnul în cursa asta către productivitate, dar eu aș începe cu somnul, dacă ar fi să fiu întrebat cu ce să încep când vine vorba de pauze. Iar la nivel de an aș începe cu programarea concediilor. Și psihic face bine, știu. Ok. Deci ca să te rog, zi. Hai să te întreb un pic, că ziceai de somn și am ascultat un podcast despre importanța somnului și a fost cumva șocant pentru mine. Știu că este și o carte, încă n-am ajuns să o citesc, că nu mă simt pregătit să o citesc. Why We Sleep. Da, nici eu n-am citit, am răsfoit-o și am citit secvențele. N-am citit toată cartea, dar e pe lista mea. Pentru că e extraordinar de important. Și ziceai că vrei să mă întreb ceva legat de somn. Cum vezi tu partea asta de somn? Pentru că vreau să înțeleg, când zici pauze de somn, te referi doar la somnul de noapte? Sau te referi inclusiv pauze? Da. Ok, deci power nap. Da. Sunt două lucruri pe care le recomand aici. În primul rând, gestionarea somnului de noapte. Eu nu sunt specialist aici, nu mă declar. Ok, dar putem am câteva informații legate de ce, cum, ce fel. Nu intrăm în detalii foarte mult acum. Cert este că avem nevoie să dormim suficient și adânc ca să ne putem odihni. Să ne încărcăm bateriile, există o funcție, adică sunt mai multe funcții pe care le are somnul, benefice organismului și este bine ca somnul să fie de calitate și la lungimea potrivită. Las specialiștii să se exprime aici și recomand tuturor să citească tot ce prind pe subiectul ăsta. Am înțeles și eu, cartea aceea este cea mai bună și vreau să o citesc imediat ce termin ce am de citit acum. Însă pe lângă somnul de noapte, mai este somnul de zi, acest power nap despre care ai menționat și tu, care de regulă recomandarea este să fie luată în ruperea asta dintre energia de dimineață și energia de după masă, ce înseamnă power nap, pui de somn în limba română. Știi ce e interesant? Foarte multe lucruri bătrânii noștri le știau. Le practicau cu succes și noi le-am uitat. Am zis, lasă-mă, că ăștia-s bătrâni, nu știu ei. Când eram mic, bunica mă punea să dorm după masă și fugeam ca dracu de tămâie, știi? Și acum mi-am dat seama cât de important este somnul ăla de prânz.
Somn de prânz care ar trebui să fie undeva la, spun specialiști, între 10 și 30 de minute, nu mai mult de 40. Undeva în jurul prânzului, ca la 7-8 ore după ce ne-am trezit dimineața. Deci corespunde cu prânzul și practic după ce am mâncat să dormim un pic. Dacă suntem persoane care ne lăsăm pradă somnului, când ne culcăm, e bine să ne punem alarma. Ideea este că noi și în timpul zilei, la fel ca și în timpul nopții, funcționăm după intervale de o oră și jumătate. Și dacă depășim pragul ăsta de jumătate de oră, intrăm într-o formă de somn spre somn adânc și când ne trezim, suntem buimaci. Și vrem să evităm treaba asta. De aceea, intervalele astea de între 10 și 30 de minute sunt foarte bune. Cu puțină bătaie spre 40, dar eu recomand undeva la 30 maxim. Eu spun asta din încercate pe mine și cu cei cu care lucrez. Când am scris cartea, încă nu practicam Power Nap-ul, dar m-am decis să practic și practic acum. Evident, nu în fiecare zi, dar și când mi se întâmplă este extraordinar. Mă încarcă foarte mult de energie. Mai sunt specialiști care spun bea și o mică cafea înainte să dormi. Pentru că efectul cafelei începe să se simtă după 20 de minute și capeți energia, adrenalina când te trezești ca să poți să te apuci de treabă. Eu nu beau cafea, dar nici nu recomand cuiva să nu bea cafea. Depinde. Încercăm și vedem ce ni se potrivește. Are și un nume fain modelul ăsta, se numește Napuccino. Nap, de la pui de somn și puccino de la cappuccino, știi? Dar recomand și ce se întâmplă, studiind aspectul ăsta, am văzut că tot mai multe companii mari, pornind din Japonia înspre Europa și înspre Statele Unite, acordă angajaților posibilitatea de a practica power nap și sunt mult mai productivi. A intrat un pic pe tărâmul a ceea ce voiam să abordez, pentru că din ceea ce discutăm e ușor de aplicat atunci când ești propriul tău șef sau îți dictezi singur agenda și activitatea din ziua respectivă. Da. Dar ce se întâmplă în momentul în care faci parte dintr-o echipă sau efectiv ești un angajat, îți dai seama de importanța productivității și a time managementului, dar nu ești cel care își controlează agenda, pentru că ai fie de participat la ședințe, întâlniri cu colegii, cu superiorii, trebuie să pregătești rapoarte pentru șefi și așa mai departe. Cum poate ai niște idei de cum am putea să ne controlăm sau să deținem din nou controlul asupra programului nostru? Eu lucrez și cu echipe. Uh-huh. Evident că elementul cheie aici este șeful. Okay. Este. Oricând ne-am străduit noi să dăm tehnici, practici, teorii, elementul de decizie este managerul și e bine ca și el să fie aliniat. Se poate întâmpla, o să spun altceva înainte de a da niște soluții. În general, managerii dau de lucru angajaților cât pot ei să ducă. De regulă, angajații, din frica de a nu fi percepuți ca incapabili sau nedornici să participe, nu spun șefilor, șeful, nu mai pot. Și ne trezim ca broasca fiartă din experimentele pe care le-am tot menționat de-a lungul vremii și cred că știu tot foarte mulți despre ea. Ne trezim fierți, ne trezim că nu mai putem să ducem. Ce recomand eu în situații de genul ăsta este când deja sarcinile depășesc puterea mea de muncă, să mă duc la șeful și să-i spun: șef, uite care e situația, asta, eu lucrez, ăsta este programul meu, ce mi-ai dat acum nu mai încape, trebuie să renunț la ceva. Ce consider tu? Ajută-mă să ne-ai, ce e prioritar? Dacă managerul are deschiderea necesară, o să înțeleagă aceste aspecte. Dacă managerul nu are deschiderea, putem noi să dăm un milion de tehnici pentru că nu vor funcționa. Și atunci soluția este schimbă-ți șeful. Știu că doare, știu că nu asta vor să audă mulți, dar asta e realitatea până la urmă și suntem aici ca să spunem lucruri practice.
În condițiile în care managerii sunt deschiși, se poate începe un dialog legat de modul în care eu văd procesul meu de productivitate și cum îl vede el, ca să ajungem la o înțelegere comună și să lucrăm bine împreună. Principiile de time management și productivitate se aplică la toată lumea, diferit la fiecare dintre noi. Și atunci hai să vedem cum adaptăm. Este adevărat că atunci când eu decid ce fac cu timpul meu, am libertate mai mare. E adevărat că atunci când nu decid eu în totalitate ce fac cu timpul meu și vin sarcini către mine, puterea mea, autonomia mea este mai mică în ceea ce privește gestionarea timpului, dar chiar și așa pot să-mi gestionez timpul în funcție de ceea ce am de realizat. Și principiul care este obiectivul prioritar funcționează. Principiul care sunt activitățile esențiale care mă duc să-mi ating obiectivul prioritar sau obiectivele principale funcționează. Principiul când îmi pun în agenda mea de lucru activitățile respective funcționează. Evident, țin cont și de ceea ce ceilalți din echipă fac. Mă refer acum la ședințe. Uh-huh. Astea sunt lucruri date și cu alea încep în calendar, îmi pun celelalte lucruri în funcție de chestiunile astea pe care nu le pot schimba. Pe de altă parte, din experiența mea proprie, uneori se pot schimba inclusiv chestiunile legate de ședințe. Când, cât, la care să particip, și aici se poate discuta. Dacă nu și nu și sunt lucruri bătute în cuie, pot să încep agenda zilnică, calendarul zilnic, cu fixarea ședințelor și apoi în funcție de asta celelalte aspecte. Avem timp puțin ca să detaliem lucruri de genul ăsta, dar am vrut să subliniez chestiunile principale pe care eu în aspectul acesta. Când asta vorbim de relația ierarhică eu-manager, dar se întâmplă și la nivel de echipă. Nu toți funcționăm la fel, nu toți avem același sarcini, nu toți suntem disponibili în acest moment. Prin simpla comunicare se poate găsi un interval comun în care putem să facem lucrurile de care avem nevoie să le facem împreună. Pe de altă parte, putem, în echipă eu recomand ceea ce se numește huddle, adică dimineața, înainte să începem programul, ne adunăm cât suntem, 3, 4, 5, 6, spun eu astăzi am de făcut aia, am nevoie de tine, Bogdan, la chestia asta, la ora D. Și atunci cumva ne putem regla. Durează un minut de fiecare. Și avem o deschidere, acum o vedere comună în toată echipa, ce are fiecare de făcut și unde ne putem ajuta unii pe alții. Și când? Foarte util, îmi place foarte mult tehnica asta. E prima dată când aud de ea, dar mi se pare foarte interesantă, cu atât mai mult cu cât în sesiunile mele de consultanță eu vorbesc cu clienții mei despre acele stand-up meetings de 15 minute, dar să includem și partea asta, pentru că mi se pare foarte utilă să-ți calibrezi programul în funcție de nevoile, mai ales dacă ești manager atunci când lucrezi cu oameni. Eu recomand ca managerul să ia parte la aceste întâlniri, pentru că e parte din angrenaj. Exact. Și eventual se mai poate face un huddle. Huddle înseamnă grămadă, adunare. Uh-huh. Se mai poate face un huddle de genul acesta seara. Uite ce am făcut astăzi. Și da. Mulțumesc pentru ajutor. Știi, ca să închei într-o notă pozitivă și în același timp și o analiză, o evaluare, o reflexie a ceea ce am făcut astăzi, ce am realizat, ce n-am realizat, ce pot să fac mâine. Pentru că oricum recomand să faci chestia asta la finalul zilei ca să poți să-ți faci agenda pentru mâine și recomand să o faci astăzi, în seara asta pentru mâine. E un bun exercițiu pentru echipe să se întâmple la finalul programului. În plus, tragi și o linie între timpul ăsta de muncă și timpul liber care urmează. Super. Remus, ne apropiem de finalul discuției noastre, dar aș vrea să facem un lucru. Am vorbit despre multe lucruri, toate foarte utile, însă mă gândesc să o luăm un pic mai pragmatic. Hai să facem un exercițiu și să te gândești că eu sunt un novice în partea asta de time management. Și tu mi-ai împărtășit foarte multe tehnici, dar eu nu știu cu ce să mă apuc. Adică le-aș lua pe toate, dar sunt ferm convins că dacă le-aș lua pe toate, aș face probabil un ghiveci și nu mi-ar ieși foarte bine. Și atunci, hai să-mi dai așa, nu știu, primii pași
pe care ar trebui să-i fac atunci când vorbim de partea de time management? Time management înseamnă mai mult decât gestionarea unor activități, așa cum am spus. Și ce recomandare în ordine? 1. Care sunt obiectivele tale pe termen lung și de aici obiectivele pe termen mediu scurt? 2. Care sunt activitățile pe care tu le ai de făcut ca să se atingă aceste obiective până la ajunge care sunt activitățile principale pe astăzi și să cele de prioritate 0 să nu fie mai mult de 3. Și okay, poți să-ți mai pun încă 3 de prioritate secundară, ca să spun așa. Mă rog, ne jucăm cu limba română, dar înțelegem la ce ne referim. Da. De să ai 3 plus 3 pe zi, să le blochezi în calendar. Al treilea lucru, gestionează-ți mediul în care îți desfășori activitatea astfel încât să nu fii deranjat. Următorul lucru este concentrează-te o perioadă de timp pe sarcina pe care ai făcut, după care ia-ți o pauză. Ia-ți pauză de prânz, eventual un power nap. Apoi, pune o limită legată de ora la care pleci de la serviciu și respectă-o cât de des poți. Echilibrează-ți viața personală cu viața de muncă prin această limită. Următorul aspect este analizează ce ai făcut în ziua de astăzi și fă-ți agenda seara pentru mâine dimineață. Foarte pe scurt. Asta este lucru. Asta este cumva așa un fir de aur pe care îl putem parcurge toți. Evident, putem intra în detalii la fiecare. Evident. Dar pentru asta oamenii ar trebui să citească cartea ta și zi-ne două vorbe, te rog frumos, despre carte. Cum ai scris-o, de ce ai scris-o, unde o găsesc oamenii care vor să o citească? Asta este cartea, se numește Nu mânca broasca, 12 concepte de time management întoarse pe dos pentru că așa funcționează. Asta este un exemplar extraordinar, este un exemplar în care nu dau eu autografe, ci primesc autografe de la cititor. Este cel mai drag exemplar al meu. Eu am început să scriu o carte de time management de pe vremea când am început să studiez foarte asidu subiectul și am zis, mă, iau de acolo tot să văd ce se potrivește, ce nu, cum funcționează și scriu și o carte pe subiectul ăsta. A durat vreo 7 ani de zile și cred că aveam vreo 400 de pagini A4, îți dai seama, adică vreo 800 de pagini la o carte normală. Și mi-am dat seama că nici măcar eu nu sunt în stare să citesc ce am scris atât. Da, pe alți cititori și am schimbat un pic marcazul și am zis, ok, din multitudinea asta de informații care oricum se găsesc peste tot, ce aș vrea eu să transmit celor care vor citi cartea. Și am ales domeniul ăsta, aria asta, în care apar foarte multe tehnici pe firmament, cum spuneai și tu mai devreme, foarte multe, copleșitor așa. Deci, ok, care sunt cele mai importante concepte, de fapt nu numai tehnici, de gestionarea timpului, care ne induc în eroare și ne creează mai multă pagubă decât rezultate pozitive. Nici măcar alea nu sunt toate în carte. Am ales cele mai importante 15, așa cum mi s-au părut mie. De fapt, sunt vreo 17, că mai am și niște bonusuri. Iar acestea se află în carte și le-am pus așa într-o ordine cât de cât firească a curgerii în timp a lor. Pornind de la acest mit că timpul nu poate fi gestionat, trecând prin semnificație și încheiem cu Nu mânca broasca, care este top. Iar în carte am un link către un capitol suplimentar, un capitol secret legat de procrastinare. Și arunc o lumină nouă și asupra procrastinării, pentru că n-am vorbit astăzi, dar uite, menționez acum. Procrastinarea este, pe de o parte, un hoț extraordinar de mare de timp, dar pe de altă parte este un instrument pe care noi putem folosi în favoarea noastră. Toți procrastinăm. Ideea este, hai să folosim procrastinarea în avantajul nostru, adică să spunem da la un singur lucru pe care îl facem acum și să procrastinăm toate celelalte. Unele programate mai târziu în calendarul nostru, unele programate către coșul de gunoi. Și asta e o procrastinare, știi? Dar că e procrastinare productivă. Cartea poate fi găsită la mine pe site. Site-ul se numește remusbalan.ro.
Toate cărțile care sunt comandate pe site-ul meu vin împreună cu dedicație și autograf. Evident, cartea se găsește și în librării, pentru că am lucrat cu o editură pentru a o scoate. Și în site este un tab care așa se numește cartea, acolo e tot circuitul care înseamnă procesul de achiziție al cărții. Super. Remus, sunt foarte curios cum înveți tu și aici nu mă refer doar la partea de time management, ci mă refer la orice subiect care e de interes pentru tine. Cum și de unde îți iei tu sursele din care înveți și poate după aceea ne faci câteva recomandări care ți-au plăcut ție, nu știu, cărți, cursuri, persoane pe care tu le urmărești. Da, eu învăț, în primul rând sunt vizual și kinestezic, mai puțin auditiv, dar mă străduiesc să mă îmbunătățesc și acest aspect. Și atunci văd video, citesc și notez. Asta e modul meu de a ne învăța. Citesc cărți, mă uit la video legat de subiect, particip la cursuri și foarte, 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 foarte important, practic. Pentru că toată informația, eu sunt adeptul ideii că nu informația este putere, ci informația aplicată e putere. De acolo îmi extrag feedback-ul și mă îmbunătățesc. În rest, e doar o colecție de informații care ușor, ușor, ușor se șterge din memoria noastră. Ce recomandări am? Mie îmi place Michael Hyatt ca când vine vorba de productivitate. Okay. L-am urmărit în trecut și pe Brian Tracy. De fapt, cu el am început, ca să fiu sincer. Acum, mă rog, unele lucruri sunt deja cunoscute și unele chiar depășite. Ascult un podcast, urmăresc un podcast care se numește Focus on That. Pornit-o de la Michael Hyatt. Cărți. Recomand Esențialismul al lui Greg McKeown. Recomand Mai mult cu mai puțin al lui Leo Babauta. Vorbesc de cele care m-au impactat pe mine cel mai mult. Foarte important mindset, Carol Dweck, pentru că orice am face noi trebuie să ne rezolvăm treaba cu mindset-ul înainte. Adică credința asta, n-am timp sau am timp suficient, ține de mindset-ul nostru. Pot să fac acum o paranteză? Te rog! Zilele trecute vorbeam cu cineva, mai de unde vine nebunia asta cu n-am timp? Ce se întâmplă? Către noi vin o grămadă de informații, sarcini și trăim într-o lume parcă fără limite. Și tot timpul ce ne spune, stai că n-am avut timp să o fac pe aia, nu știu când să o fac, că n-am timp și lucruri asemenea. Iar în mintea noastră s-a indus la început și acum a devenit o paradigmă, nu am timp. Timpul trece repede. În realitate, timpul, conform măsurătorilor, trece un piculeț mai încet decât înainte, că ziua e mai lungă cu 0,001 secunde sau ceva de genul ăsta. Percepția noastră este că ziua s-a scurtat fix din mindset-ul pe care l-avem, din paradigmele astea legate de n-am timp să fac pe aia, când să o fac, când nu mai am timp, wow, și pe aia, și pe aia, și pe aia, și pe aia. Slow down. Limit yourself to the essentials. Limitează-te la ce este esențial. Lucruri de genul ăsta le găsiți și prin esențialist și în cartea lui Leo Babauta. De asta le-am și recomandat. Și atunci, în momentul în care îți, cum să spun, liniștești așa ritmul de viață, ziua se lungește. Încep să o resimți altfel. Și ai timp să faci tot ce este important pentru tine. O altă carte care nu este strict de time management, dar ajută extraordinar de mult, pentru că schimbarea modului în care noi ne gestionăm timpul înseamnă schimbarea unor obiceiuri, este Atomic Habits, al lui James Clear. O altă carte care mie îmi place foarte mult este cartea Nu mânca broasca. Am citit-o, o recomand, îl știu și pe autor. E foarte bine scrisă și are foarte multe lecții despre cum ne putem gestiona timp. Cam asta în mare ce recomand eu în momentul de față. Evident, sunt multe alte resurse. Până la urmă, orice găsiți în direcția aceasta, luați, citiți și vedeți dacă vi se potrivește. Super! Îți mulțumesc foarte mult, Remus, pentru că ai împărtășit așa de multe surse cu noi. Sunt foarte valoroase, o să le pun în notițe ca să nu le pierdem.
Încă o carte, Când, a lui Daniel Pink. Daniel Pink. Am menționat-o mai devreme, da. Uh-huh. Foarte bună. Super. Pronotipurile și să vedem când e mai bine să ne punem anumite sarcini. Super. Remus, unde te găsesc oamenii care vor să afle mai multe despre tine? Poate chiar să te abordeze, să lucrați împreună, pentru că da, au descoperit că au o nevoie în zona asta. Pe site-ul meu www.remusbalan.ro sunt toate informațiile legate de modul în care pot fi contactat, atât numărul de telefon, e-mail-ul, link-uri către social media, Facebook, YouTube. Apropo de YouTube, am început în septembrie un video podcast împreună cu fiul meu. Se numește 1440, pentru că avem 1440 de minute în fiecare zi și tot atâtea oportunități să facem lucruri faine și minunate. Și mergând pe principiul dă valoare mare timpului tău, adică fiecărui minut, așa am ales numele. Suntem deja la sezonul 2 și urmează să aducem multe, multe informații utile acolo. Pe site am și blog, am și link-uri către acest video podcast. Deci pe site este cel mai ușor să fiu contactat, www.remusbalan.ro. Balan. Excelent. Remus, concluzia discuției noastre, aș vrea să-i lăsăm pe ascultătorii noștri cu o idee și să-ți pasezi ție mingea să faci asta. Știu că e greu să concluzionezi într-o singură idee. Hai să ne gândim așa la un gând de final pe care îl lăsăm celor care au fost alături de noi în discuție. Decide ce este cu adevărat esențial pentru tine pe termen lung și aliniază-ți toate obiectivele și activitățile la steaua asta polară și limitează-te la ce este esențial. Pentru că astfel poți să faci ceea ce recomand eu tuturor, să dai valoare mare timpului tău. Super! Îți mulțumesc foarte mult, Remus, că ai acceptat să fii cu mine. Îți mulțumesc pentru toată valoarea pe care ai împărtășit-o cu noi. Și cred că mai sunt multe lucruri pe care am putea să le discutăm, dar le lăsăm pentru un episod viitor, într-un alt sezon. Cu mare plăcere, mulțumesc și eu pentru invitație și cu mare plăcere oricând consider că e necesar, ne revedem. Super, mulțumesc, Remus. Și eu. Sper că ți-a plăcut acest episod și că ai rămas cu informații valoroase pe care să le poți utiliza în activitatea ta pentru a deveni mai bun și mai eficient. Dacă e așa, te încurajez să apeși subscribe, nu de alta, dar mai am câțiva super invitați pe care îi voi aduce înaintea ta pentru a-ți împărtăși din ceea ce știu, cu scopul de a te ajuta pe tine în activitatea ta. Iar dacă tu crezi că unul din prietenii tăi ar putea să beneficieze de pe urma informațiilor din acest episod, te încurajez să împărtășești informația cu el sau, de ce nu, să dai chiar un share pe orice rețea de socializare folosești. Îți mulțumesc că ești alături de mine în această călătorie, iar până la episodul următor, când voi avea alături de mine un alt super invitat, te încurajez să investești în tine și în relațiile cu cei din jurul tău.